Pădurea de conifere, numită uneori și boreală, este răspândită în zonele subarctice, temperate și subtropicale. În România, coniferele formează un etaj de vegetație prezent în regiunile montane. Componența pădurilor de conifere este mai puțin variată decât a celor de foioase. Predomină gimnospermele, arbori cu semințe neînchise în fruct, brad, pin, molid, tisa, larice, zadă. Coniferele sunt arbori înalți, cu trunchiul drept, fără ramificații. Au frunzele mici, aciculare, acoperite cu ceară. Fac parte din categoria plantelor sempervirescente, deoarece nu își pierd frunzele toamna. Excepție de la această regulă face doar laricele. Desimea mare a pădurilor face ca acestea să fie întunecoase. Majoritatea animalelor nu sunt specifice. Ele provin din pădurile de foioase. Viața se desfășoară în două straturi. Mamiferele pe pământ, iar în coroana arborilor cuibăresc păsările. Reprezentanți de seamă ai pădurilor de conifere din România sunt jderul, râsul, lupul, ursul brun, cerbul lopătar. Dintre păsări, emblematic este cocoșul de munte. Haina vegetală a munților, formată din conifere, produce o cantitate mare de oxigen și secretă substanțe care distrug bacteriile patogene. Peisajul și proprietățile deosebite ale acestor păduri sunt valorificate turistic și medical.